Cel mai mare cross pentru persoanele cu epilepsie din România dă startul și în Bacău, pe 2 iunie la ora 10 în Piața Tricolorului. Epilepsy Challenge Farmaciile Sfântul Spiridon este o manifestare sportivă cu caracter caritabil care constă într-un cross necronometrat pe o distanță de 5 km, organizat în 10 orașe din țară în scopul strângerii de fonduri pentru achiziția de aparate electroencefalografe și dotarea cabinetelor medicale de specialitate. La eveniment sunt așteptați să alerge medici, farmaciști, asistenți medicali, dar și toți cetățenii care manifestă solidaritate față de persoanele ce se luptă cu epilepsia. Vino și tu să alergi. Înscrie-te acum pe www.farmaciilesfântulspiridon.ro sau în oricare dintre farmaciile Sfântul Spiridon din orașul Bacău.